Poftiți, poftiți, totul-i pregătit. Poftiți, poftiți, bro. Ca la mama acasă, poftiți. Nu te-a dat voie să umbli în lucrurile mele. Iubirea mea. Iubirea mea. Așa mă întâmpini tu. Ce cauți în lucrurile mele? Mă alerg în toate orașele, îți cumpăr cele mai scumpe cărți. Și tu? Ce-mi spui? Ce? Iubirea mea, mai sunt câteva zile din secolul ăsta nenorocit. Saltimbancii, nomazii, circarii, ăștia rămân departe, rămân în urmă, în secolul XIX. Tu trebuie să mergi mai departe. Anul 1900 bate la ușă. Iubirea mea, iubirea mea, ascultă-mă pe mine, tu n-ai nimic din neamul Marcelonii. Dragostea mea, mă crezi că te iubesc mai mult decât orice pe lume? Spune, mă crezi? Da, mămică, da. O să ajungi doctor mare, cel mai mare doctor din Iași. O să plecăm din hotelul ăsta împuțit în altă parte. O casă mare, o să ne facem în piața mare. Tu lasă nebuniile astea. Lasă nebuniile. Dai că tu dă toți banii pe cai. Uite ce ți-am adus. Citește. Și lasă nebuniile. Lasă călătoriile. Lasă fleacurile. Lasă tu prostiile. Nu-ți trebuie. Domnul Bufonei, mai rău ca fiarele. Mereu ne cere numere noi, îndrăsnețe. Dai că t-am bătrânit. Eu am amențel când mă urc pe cal. Iar sorta nebunit vrea să se mărite, ca să ne dea afară bufone. Să rămânem pe drumuri. Iubirea mea. Iubirea mea. Ascultă măcar tu. Fă-ți un viitor frumos. Așa, dragul mamă. Citește, citește, dragul mamă. Trebuie să înveți.